Astăzi ne vom aventura și vom încerca să stricăm un produs de calitate. Ba mai mult, vom maltrata panourile Krone prin lovituri de ciocan. Dar de ce recurgem la acest tratament destructiv? Oare e ceva în regulă cu prezentatorul? În niciun caz. Mai degrabă este vorba de o pasiune pentru acest subiect. Aș vrea să vă povestesc pe larg despre procedura meticuloasă de testare efectuată de inginerii Krone. Atât stratul de suprafață intern, cât și stratul de suprafață extern sunt pretratate înainte de umplerea cu spumă. În interior sunt tratate, desigur, cu un grunt diferit de cel din exterior. În interior, pentru a rezista influențelor mecanice, spre exemplu, încărcarea cu un stivuitor, iar în exterior, pentru a controla deformarea longitudinală a stratului de suprafață din oțel. Dar să trecem peste asta pentru că nu vreau să vă plictisesc. O imagine valorează cât o mie de cuvinte. De aceea selectăm un panou de 30 mm grosime din gama panourilor ușor izolate Krone Dryliner și îl așezăm între doi paleți. Apoi îl supunem testului. Dar greutatea mea nu este suficientă. O să chem ajutoare. Iar apoi o să ne vărsăm toți nervii pe acest panou prin lovituri de ciocan. După cum se vede, nu se întâmplă nimic. Nu apare nicio crepătură. Deoarece suprafața de metal cu proprietăți elastice se deformează, dar nu se perforează. Asta înseamnă că miezul de spumă este protejat permanent împotriva infiltrării umezelii, iar gazul izolator nu difuzează spre exterior. Panoul Krone trece testul suprem al rezistenței cu brio.